În Apuseni, pe dealul mare, zeci de câini vagabonzi s-au organizat în haite și atacă vânatul precum lupii. E posibil ca acești câini să fi fost aduși din sudul țării de moții care vând lemne în acea zonă. Câinii ciobănești provoacă pagube la vânat, respectiv la puii de iepure și iezii de căprior. Dar nu e vorba numai de acești câini. În Apuseni avem o știre, o informație care nu e așa de ușor de probat, că cei care fac comerț cu lemn și duc în sudul țării nu sunt primiți în piețele de acolo cu lemnul, cu cherestea sau cu alte produse lemnoase, alt fel de material lemnos, și nu sunt primiți dacă nu aduc niște câini de acolo. Deci ca să se scape de câinii comunitari, îi obligă pe ai noștri să-i bage în mașină să-i aducă aici. În zona dealul mare au apărut zeci de câini vagabonzi, flămânzi și feroce. E singur, al nimănui, și începe să se organizeze. Se formează în haită și produc pagube la vânat. Nu pot să cred încă dacă e așa sau nu. Dar paznicul de acolo și cu vânătorii sunt deja mobilizați să intervină și au constatări că așa ar fi. Cam câți câini ar fi? Zeci de câini, deci nu 1-2. Nu. Ca lupii acum se sălbăticesc. Se sălbăticesc, da. Deci acel câine hoinar, până la urmă, se sălbăticește. Nu-i mai dă nimeni de mâncare și își caută hrana. Și încet, încet se comportă ca și lupul, să învață să vâneze. Câinii vagabonzi sunt de prea multă vreme o problemă căreia nu-i se găsește soluție, iar Alba Iulia și întreg județul Alba nu fac excepție de la această supărătoare regulă instaurată la nivel național.